al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată cu rânduiala lui Dumnezeu, am ajuns în Duminica Sfinților Părinți sau Sărbătorirea, sau ca să spunem așa, amintirea soborului celui dintâi a toată lumea de la Niceea, condus sub îndrumarea directă a împăratului Constantin cel Mare, despre care am vorbit la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Evanghelia pe care ați ascultat-o astăzi, ați auzit-o ușor adăugată cu una asemănătoare ei, n-am făcut faptul acesta pentru faptul că se citea, ci din motivul ca să înțelegeți ce a vrut Iisus Hristos să spună în rugăciunea ce o făcea pentru lume, pentru sine și pentru apostoli. Prima Evanghelie a fost o rugăciune a Mântuitorului Hristos pentru toată lumea. Iar în a doua Evanghelie s-a consacrat sau s-a conturat ușor aceleași cuvinte, ușor mai pe înțeles, adică să n-alergăm afară de adevăratul Dumnezeu spre alt Dumnezeu, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos n-a venit să piardă lumea sau să o judece, a venit să o mântuiască, dar în același timp Mântuitorul Iisus Hristos se roagă pentru lume și se roagă ca tot să fie una și să fie desăvârșiți pe cum este desăvârșirea între Tatăl și Fiul, adică și în unirea ipostatică, și în ființă, și în voință, și în putere. Deci același lucru trebuie să fie între oameni. Unde este unire, este și pace și Duhul Sfânt, spunem psalmi. Ce este mai bun și mai frumos decât a locui frații împreună? M-am însemnat câteva așa mai importante, trebuie să înțelegeți un lucru. Imediat după ce biserica și-a luat proporții ca număr în primele veacuri creștine și în general în primele trei veacuri creștine, sub persecuții, sub problema celor șase împărați iconoclaști, sub toate pragurile care au trebuit depășite, iată că au început, în afară de cei ce simțeau pe Dumnezeu cu inima, teoriile scolastice sau învățăturile raționale despre Dumnezeu. Cum și noi cerem astăzi răspuns la multe întrebări pe care le formulăm în mintea noastră îngustă, dar nu ne dăm seama că ele sunt absurde. Cine este Dumnezeu? Cum este alcătuit Dumnezeu? De unde vine Dumnezeu? Ce este cu Dumnezeu? Ce a creat Dumnezeu? De ce a creat încă din cele mai vechi timpuri? Și atunci, sigur, de-a lungul creștinismului, cei care s-au lipit de creștinism, de ce spun s-au lipit? Pentru că nu toți au fost creștini din început, ci cei care au primit jertfa învierii lui Hristos, s-au făcut ușoare referiri sau abateri de la calea adevărului. Și aceste abateri au început cu aceste erezii, așa le spunem noi, care astăzi și-au perfecționat lucrarea sub aceeași formă segmentară, secte. Deci ceea ce era arianismul trecut este astăzi penticostalul, evanghelistul, baptistul, evanghelistul de ziua șaptea și toți ceilalți care vin să dezbine învățătura bisericii și să o adauge după a lor voie. Și atunci, în primele veacuri creștine, primul lucru care a adus influență negativă asupra bisericii a fost arianismul. Acesta are a fost și el un preot. Deci a fost preot, s-a născut în Libia la 256, a avut un mare învățat filozof în Antiohia, Lucian, care l-a pregătit în cele spirituale și s-a egalat în început printre primii, ca să spunem așa, cum se disting în toate vremurile și în toate sferele de vreme, oameni culți. El a învățat foarte multe despre Dumnezeu, știa foarte multe despre Dumnezeu, dar la un moment dat și-a format și niște păreri personale, pământești. Deci și-a format niște idei despre Dumnezeu pe care el le susținea în mintea lui neînțeleasă, pentru că Dumnezeu este fără de margine și atunci mintea nu poate să înțeleagă totul. El a încercat să-și formeze ca și Origen totul despre Dumnezeu. Așa cum Origen a alunecat în panta iertării până și a dracilor, deci și judecata mântuitoare a dracilor, are alunecat în dezbinarea Sfinței Sfintei Treimi. Și ce a făcut? A spus așa, Tatăl nu este în egalitate cu Fiul. Este una din părerile lui personale. Fiul se subordonează Tatălui și n-au existat din veac. Adică ați văzut în simbolul credinței cum se spune, cel de o ființă cu Tatăl. Ei, acesta are susținea că ar fi asemănător în ființă cu Tatăl, deci nici de cum de o ființă. Și atunci ce a făcut acesta are? Și a făcut această dogmă personală
în care a arătat că fiul poate cădea, că fiul poate fi schimbător, că fiul poate fi imperfect și mărginit, lucru neadevărat, sau fiind o ființă superioară dumnezeirii, pe care Dumnezeu a creat-o nu din ființa sa, ci din voința sa, cum arată mărturiile acestei erezii, din care Dumnezeu a avut nevoie de fiul, vă ia somnul, într-adevăr că e greu, dar trebuie să căscați ochii. Deci, din care într-adevăr a avut nevoie Tatăl ca pe acest fiu să-l pună în legătură cu materia, să poată să creeze universul, fiindcă el fiind singura ființă absolută curată, nu putea să se atingă de materia stricăcioasă, dar noi am văzut la facere ce frumos spune. Și Dumnezeu le-a făcut pe toate curate, fiindcă pământul era virgin, era ieșit de sub ape, era păzit și deasupra apei domnea Duhul Sfânt și plutea peste materia îngrecată care aștepta să nască la ce? La cuvântul și comanda lui Dumnezeu. Și atunci, după fiecare act al facerii, fără să repetăm capitolul, spunem scurt, Dumnezeu a văzut că toate erau bune și bune foarte și a intrat direct în contact cu ele când a spus să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Deci nu i-a spus fiului fă, ci să facem. Deci se vede că și Dumnezeu s-a atins de materie adusă din nimic la ființă. Și atunci această doctrină cade pentru că Arie s-a bazat pe versetul Evangheliei lui Ioan care spune Tatăl este mai mare decât mine. Cum era Tatăl mai mare decât Fiul? Părăția voastră, cea pregătită vouă, încă de la întemeierea lumii. Deci nici nu existau oameni când Dumnezeu a creat raiul. Nici nu existau dragi când Dumnezeu a creat iadul. Chedrinos, hronograf. Și atunci e clar, zice Tată, preamărește-mă, spune imediat Evanghelia, o să ne întâlnim, am vrut să fac o colaborare între Evanghelie și Duminica Sfinților Părinți, în care spune, zice, preamărește-mă precum m-ai preamărit mai înainte de a fi lumea. Deci, iată, nici nu exista lumea când Fiul exista de o ființă cu Tatăl. De aceea se spune de o ființă. Acest lucru s-a stabilit la Sinodul 1, deci de la Niceea, pentru că partea a doua a simbolului credinței s-a stabilit la Sinodul 2, tot de Grigore Teologul, Atanasie cel Mare, acum fiind arhiereu pe atunci la Sinodul 1, deci actual, în Duminica Sărbătorii de astăzi, fiind diacon, alături de ceilalți arhierei, Alexandru al Alexandriei, al cărui diacon era, și așa mai departe. Mergem încă un lucru care trebuie să vă rămână. Hristos spune Arie că participă la creația lui Dumnezeu ca binefăcător. Adică, deci El participă la creație din ascultarea Tatălui. Nu este adevărat. Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu, sub chip de Înger de Mare Sfat, creează la aceeași putere cu Tatăl, fiindcă Duhul Sfânt de la Tatăl purcede. Și Duhul Sfânt plutea deasupra apelor și nu purcedea de la Fiul, cum susțin romano-catolice. Deci iată lucru care arată clar că Fiul era în ascultare de Tatăl prin luminarea Duhului Sfânt. Părintele Staniloae zice, iubirea Tatălui luminează lumina Duhului în Fiul, iar dragostea Fiului revarsă lumina Duhului în Tatăl. Ascultarea și smerenia, nu e altceva. Și trecând mai departe la Evanghelia de zi, trebuie să știți că acest Arie, deci acest Arie a fost combătut la Sinodul de la Alexandria la 321 de Alexandru al Alexandriei, unde s-au adunat 100 de episcopi, dar n-au făcut mare scovală. Deci el a rămas în continuare încăpățânat, a rămas în continuare împotrivitor și a camuflat învățătura lui sub o singură formă. Asemănare în ființă cu Tatăl. Deci una este să te asameni, alta este să fii din ființă. Asta, alta este să spun că seamăn eu cu tine și alta este să fim frați, sau alta este să spun că mâna ta e mâna mea și alta e mâna mea care e din mine. Dacă tai mâna ta, nu mă doare pe mine. Același lucru făcea și Arie. Asemăna de o ființă Tatălui cu Fiul și nu o punea în una. Și atunci, mai târziu, s-a rânduit Sinodul I ecumenic de însuși împăratul Constantin, care a văzut dezbinarea între creștini și între biserici, fiindcă creștini erau și arieni. Dar ce s-a întâmplat? Acest împărat Constantin a fost un om, în primul rând, insuflat de Dumnezeu spre această lucrare, fiindcă știți edictul despre care am vorbit de la Milan, prin care a dat libertatea creștinilor, a făcut ca împăratul Constantin să descopere o parte din frumusețile creștinismului prin cei cu care se sfătuia și se spune că avea și episcop la curtea regală, care
era venit din Cordova, Osiu, care totdeauna îl sfătuia și se sfătuia cu el în problemele bisericești. Deci a fost în primul rând un om de o moralitate spirituală extraordinară. Și v-am spus, la viața lui, el n-a făcut expansiuni politice. A dus cele două mari războaie puternice cu Maxențiu și Liciniu, a eliberat tot imperiul de păgânism, nu distrugând sau omorând păgânii, ci sub tutela de împărat păgân a dat libertate creștinilor, care s-a păstrat și a rămas până în zilele noastre, deci când creștinii au putut să-și facă și biserici și să-și facă și locașul de închinare, să-și cinstească sfinții, moaștele, să-și desfășoare cultul liturgic, fără a mai fi prigoniți, omorâți, trași pe roată, schingiți și așa mai departe. Și prin acest act, împăratul Constantin se implică direct în viața acestui sinod. De ce spun viața acestui sinod? N-a fost o simplă plenară sau conferință de care vedem pline ziarele, ci a fost într-adevăr o dezbatere puternică la nivel de 318 episcopi și a durat din luna lui mai, ziua 25, până în august 25 al acelui așa an. Deci a durat câteva luni de zile în care toți mari învățați, toți cărturarii și episcopii, în primul rând a Imperiului de răsărit, s-au adunat și au stabilit această dogma a treimii, pentru că a pus-o pe atunci prin Silvestru, Papa Romei, care nu s-a prezentat, a fost reprezentat de al doi reprezentanți preoți. Deci a pus-o încă de atunci, clocotea, cum se spune, dezbinarea în sânurile lui. Mai departe, se spune că însuși împăratul a mustrat aceste fapte nesocotite a lui Arie și, ca să nu trec în fugă și să amintesc așa doar ca un spirit de frumusețe, la acest mare sinod au participat doi din mari ierarhi ai bisericii pe care noi îi pomenim ajutători, Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, și Spiridon, făcătorul de minuni, alături, v-am spus, de Atanasie, pe atunci diacon, mare învățat și om filozof în cultura creștină și în special în viața duhovnicească, la care, după cum știți, în desfășurările sinodului din Vețile Sfinților, se spune frumos că însuși împăratul Constantin ar fi fost cel care a spus: fraților, nu mai este nevoie de vorbe, nu mai este nevoie de povești, nu mai este nevoie, zice, de contraziceri și rațiuni. Este nevoie de minuni. Zice, rugați-vă ca Dumnezeu să poată să facă o minune din care să se descopere adevărul. Și adevărul s-a descoperit prin cele trei mari minuni însemnate în viețile Sfinților de la acest sinod, când Sfântul Ierarh Nicolae, pentru firea puțin impulsivă asupra ereziilor lui Arie, este închis în temniță, iar Maica Domnului dă Evanghelia și omoforul, prin faptul că filozoful lui Arie, cel stăpânit de duh pitonicesc, care știa, și arhicon, care știa scripturile pe de rost, dar le răstălmăcea cum lui îi convenea, este amuțit de Sfântul Spiridon când acesta îi spune: mută să fie, fiule, gura ce vorbește împotriva adevărului. Și el a amuțit pe loc când l-a binecuvântat. Și atunci el se declară în fața Sfântului Spiridon înscris: de mă veți dezlega, voi fi de partea creștinilor. Și într-adevăr, deci în continuare, în urmările sinodului, Sfântul Ierarh Spiridon, după ce au vorbit toți pe îndelete și au dezbătut și au făcut acte sinodale și s-au făcut acolo gramate arhiereși și s-a discutat problemele, a spus: fraților, zice, eu mă gândesc că ființa lui Dumnezeu, zice, este alcătuită trei în una. Zice, vedeți această cărămidă? Are apă, pământ și este arsă în foc. Și strângând cărămida, focul s-a dus în sus, deci puterea Duhului Sfânt ce vine din cer. Pământul a rămas în mâna arhiereului, adică plăsmuirea din care Dumnezeu a creat lumea, iar apa a curs în jos. Deci apa este cea care este dătătoare de viață și udă și dă viață pământului. El se referea la apa Evangheliei. Deci iată ce frumos, dă referință puterii lui Dumnezeu, cel într-o singură persoană, dar în trei fețe. Și atunci această minune a fost suficientă ca Sfântul Sinod de la Nicea să se încheie, dar nu numai cu atât, ci și cu rezolvarea datei Pascaliei Paștilor, când spune în prima duminică după lună plină la echinocțiu de primăvară se stabilește Paștele creștin, fiindcă și atunci în apus se punea problema sărbătoririi Paștelui și s-a stabilit Pascalia pentru 2000 de ani, iar în altă parte, deci în altă parte, latura sinodului, s-a discutat și problema antitrinitară a celorlalți eretici,
care erau cu Pavel de Samosata, care dezbinau și ei la rândul lor ființa treimii, necrezând că poate să existe un Dumnezeu în trei ființe. Și s-au închinat aceste acte sinodale prin anatematisirea lui Arie, care, deși anatematisit, nu s-a liniștit, ci mai târziu de tot, tot din rânduială dumnezească, a avut o moarte cumplită, având un fel, cum se spune astăzi în termeni medicali, un fel de ocluzie intestinală în care, printr-o tusă puternică sau nesocotită, și-a vomitat toate mațele din trânsul și le-a dat afară și Dumnezeu l-a pedepsit pentru rătăcirile și ereziile lui. În bisericile pictate întotdeauna o să găsiți o icoană în care Mântuitorul, întotdeauna spre Sfântul Altar sau chiar în cupole, se pictează în scene mai întinse, unde Mântuitorul stă pe Sfânta Masă cu cămașa ruptă și întreabă Petru al Alexandrei: cine ți-a sfâșiat cămașa? Zice: nebunul de Arie. Deci el a încercat să rupă ființimea Tatălui de ființimea Fiului. Cam aceasta este în mare învățătura despre Duminica Sfinților Părinți, pe care noi îi sărbătorim în mănuncheat sau în loc, nu din alte motive, ci toată învățătura lor a fost una, lucru care astăzi stăm la îndoială de el. De ce? Însuși curentul obișnuit al poporului, însuși curentul obișnuit al mamelor, al părinților, al copiilor noștri, care sunt tentați să alunece spre curente de conservare laterală. Deci ce fac? Unii o iau prea aiurea cu credința, alții ajung la secte, alții se eschivează de lume și încep să-și formeze încă în plus niște doctrine aparte și te trezești că Biserica Ortodoxă Creștină are în ea mai multe biserici grămadă. Deci au același Dumnezeu, dar au idei diferite. Deci ați văzut grupările de oastea Domnului care nu se țin sub biserică, dau și ele în erezie. Grupările de zeloți, sau cum își spune ei, călugăria albă, mai întâlnești persoane și de gen feminin și de gen masculin, ce vreau să trăiesc în curăție. Care curăție vrei să trăiești? Dar ce? Lumea trăiește în necurăție? Nu, dar eu nu vreau să mă căsătoresc. Foarte bine. Cine se îngrețoșează, spune, de căsătorie, zice anatema să fie. Dacă nu vrei din virtute să o faci sau ești urâtă și nu te ia nimeni, atunci stai în banca ta, dar nu-ți forma curent aparte. Sau dacă ești necioplit și n-ai maniere, ești pătimaș, n-ai servit și nu ești băgat în seamă de vreo fată, deci nu formezi tu curent lateral și o faci pe-a filozoful. Nici la mănăstire, nici în lume, nici căsătorie, ci curente din astea iurite îi vezi umblând, ba negru, ba până îmbrăcat până jos, ba semipopi, ba-i vezi semicălugări și bântuie lumea și propovăduiesc și prin piață, și pe uliță, și prin tren, și prin gară, și peste tot. Ei, tocmai acest lucru îl mănunchează duminica de astăzi, când combate aceste lucruri și arată că toți trebuie să fie una. Și ca să vedeți lucrul acesta, făcând paralelă, am să intru în rugăciunea despre care vorbea Mântuitorul Iisus Hristos în cererea Lui către Tatăl. Acestea a vorbit Iisus ridicând ochii Săi la cer și a zis: Părinte, a venit ceasul să proslăvești pe Fiul Tău, ca și Fiul să te proslăvească pe Tine. Despre ce era vorba? Această rugăciune se adresa apostolilor și lumii înainte de înălțarea la cer. Iar această proslăvire despre care se vorbea nu era altceva decât rugăciunea lui Iisus Hristos către Tatăl de a trimite preasfântul dar al Duhului Sfânt. Ceea ce o să vedeți la cincizecime, duminica viitoare, deci când se sărbătorește marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt în chip de limbi de foc a venit și a luminat lumea. Și troparul de la strană, eu n-am fost exact atent, sună cam așa: minunat ești, Doamne, Cel ce prea înțelepți, pe învățătorii Tăi ai arătat și prin trâns și lumea i-a adunat, nu știu mai departe exact, Doamne, slavă Ție! Deci însuși acești părinți de la sinodul de la Nicea n-au făcut altceva decât să se unească sub puterea Duhului Sfânt și nu la întâmplare. Deci ei nu s-au adunat de dragul de a se aduna, nu s-au adunat de dragul de a face ședințe sau sinoade, ci s-au adunat pentru a salva unitatea bisericii și sobornicească și apostolească. Cei 12 apostoli, când au mers în lume, Mântuitorul Hristos a spus un lucru care nouă ne scapă și uneori îl trecem cu vederea. Zice: mergeți doi câte doi. De ce le-a spus apostolilor să meargă doi câte doi?
Ca nu cumva unul singur fiind să spună o greșeală și să n-aibă cine îl corecta. Ca nu spunând un mare adevăr, în baza a doi marturi, stând cuvântul Scripturii, să fie numai unul și acest adevăr să fie negat. Ca nu cumva unul propovăduind altceva decât adevărul absolut, să nu fie celălalt frate să-l îndrepte pe calea cea bună. Deci să fie și ei la rândul lor cosfătuitori. De aceea Ortodoxia până astăzi și-a păstrat acest sublim, să spunem, act de smerenie, în care cel mai ilustru teolog, cel mai desăvârșit duhovnic, cel mai mare făcător de minuni, cel mai mare rugător în rugăciunea lui Iisus, cu sau fără aceeași pregătire sufletească sau înălțime spirituală, el la rândul lui are mentorul care îl supraveghează în ceea ce face. Deci și cel ce are rugăciunea lui Iisus se spovedește la duhovnic. Și cel ce-i făcător de minuni își spovedește cugetul unui duhovnic. Deci fiecare la rândul lui se supune cuiva. Deci această ascultare este desăvârșită din voia lui Dumnezeu, ca nu cumva învățătura din lucrarea satanii să o ia pe dreapta. Și să spune că un oarecare bătrân în pateric tâlcuia scripturile și la un moment dat nu înțelegea un cuvânt. Și s-a chinuit o vreme îndelungată, s-a chinuit și n-a găsit răspuns și nu-și găsea răspunsul pe care îl formulase el să-l dea. Și la un moment dat i-a venit lui o idee. Ia să mă duc să întreb pe fratele de la chilia vecină. Și în acea clipă i s-a și descoperit răspunsul la întrebarea respectivă. Și a început să plângă și a zis, zice, Doamne, dar de ce ai făcut tu asta? Zice, de ce nu mi-ai descoperit mie lucrul ăsta? Zice, ca să-ți vezi neputința ta și să-ți aduci aminte că mântuirea stă într-un mult sfat, iar cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Același lucru l-a cerut și Mântuitorul mai departe, peste rugăciunea pe care o face, spunând, eu vreau ca toate cuvintele pe care mi le-ai dat și le-am dat lor și ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că m-ai trimis, eu mă rog ca aceștia cât mi-ai dat tot să fie una și să-i păzești în numele tău, ca și ei să fie precum suntem și noi. Deci ai văzut? Deci iată ce cere Mântuitorul Iisus Hristos de la Tatăl. Asemenea iubire să fie între oameni, exact cum este între ipostasurile Sfintei Treimi. Și asta se explică logic. Eu nu pot să gândesc dacă nu am minte, nu pot să vorbesc dacă nu am gură și nu pot să vorbesc dacă mintea nu mă ajută. Deci trebuie să fie clar că legătura, cum spun Sfinții Părinți în învățăturile lor duhovnicești, orice cuvânt iese din inima omului trebuie să treacă prin cele două filtre. Filtrul minții, adică să-l gândești rațional dacă merită spus, iar dacă mintea îți dă sensibilitatea și îți dă accesul să-l vorbești, trece-l și inimii să vezi dacă îi place și nu o deranjează pe conștiință sau pe ochiul lui Dumnezeu. Și atunci, în clipa aceea, urmează filtrul al treilea, gura. Deci când gura ta vorbește, să se împlinească cuvântul Apostolului Pavel care spune să nu fie în gura voastră cuvânt de șer. Deci, vezi, nu trebuie să aruncăm vorbe la întâmplare, nu trebuie să aruncăm noi ceea ce nu se cade din gură. De-aia eu vă spun de multe ori la spovedit. Ai vorbit prostii? Ai făcut glume la petreceri? Ai smintit pe cei din jurul tău? Ai făcut glume la adresa lui Dumnezeu? Ai făcut glume la adresa învățăturii bisericii? De asta vă întreb la spovedit. Fiindcă omul poate să vorbească cu sau fără voie din știință și din neștiință. Aceste lucruri Dumnezeu nu le iubește. De aceea spune că toți să fie una. Și una prin ce? Prin ascultare de Tatăl, deci ceea ce creștinul face prin duhovnic și prin biserică, și prin ascultare în viața socială și cea de familie, fiindcă, vedeți, toate merg într-un lanț. Ai director, ai șef, ai ministru, ai președinte. Ai soț, ai copii, ai duhovnic, ai biserică și ai pe Hristos. Dar în Hristos toți una sunt. Deci ierarhia și disciplina în biserică este lăsată de însuși Dumnezeu și nu de altcineva. Deci Dumnezeu a spus, supuneți-vă unii altora pentru că stăpâniile de la Dumnezeu sunt. Pavel la Romani este prin capitolul 8. Cezarul e cu cezarul, iar Dumnezeu e cu Dumnezeu. Dă-le cezarului ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu ce sunt al lui Dumnezeu. Deci de aia v-am spus și altă dată, trebuie făcută o corelație între învățătura socială și cârmuirea lumească
și biserică, ca ele să meargă mână-mână, ca omul să poată să se sfințească și pe partea duhovnicească și să-și împlinească și datoria socială. Deci nu o să poți să te sfințești când o să lucrezi duminica, dar o să poți să te sfințești când duminica vei avea liber și să în cursul săptămânii vei lucra o oră, două, trei în plus să recuperezi duminica pe care o ai liberă, dar în acele ore de lucru să-ți faci datoria cât ai fi lucrat și în ziua de odihnă pe care cel care te conduce din societate să ți-o poată da, să o dai lui Dumnezeu. Pentru că cine n-adună cu Dumnezeu risipește. De aceea se întâlnește toate greutățile pe care veniți și le spuneți. Faliment în dreapta, faliment în stânga, greutăți în dreapta, greutăți în stânga. Nu există mântuire afară de Dumnezeu și apoi Dumnezeu are El metodele Lui de a ne întoarce la adevăr. Când o luăm un pic razna, calcă El accelerația dreptății și omul imediat dă în șanț cu dreptatea și ce se întâmplă? Vede că a sărit pe linia moarte. Deci vede că și-a ieșit din fire și începe înapoi regăsirea cu sine și nu în altă parte decât în intimitatea cu Dumnezeu. Spune mai departe Evanghelia. Eu nu mai sunt în lume și în lume sunt și ei în lume sunt. Se referă la oameni, că Hristos s-a înălțat la cer. Și eu vin la tine, Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău în care mi-ai dat să fie una precum și noi suntem. Deci altă mărturie. Deci ce se întâmplă? Iisus Hristos s-a înălțat la cer, dar nu s-a despărțit de oameni, ci, cum spune și cântarea, în fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi. Deci în fiecare sfântă liturghie, prin puterea Duhului Sfânt, trupul Mântuitorului Iisus Hristos, sub chipul pâinii și al vinului, stă în permanent cu noi de față. Și este mare mirare că luat din afară cu lingura, El înăuntru se întregește din nou în carne și sânge. Și spune așa, cel ce s-a împărtășit și mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru El și El întru mine. Deci iată, Hristos se schimbă automat și în om se transformă în însuși împărat și domn și stăpân și mântuitor și sfințitor. Deci această putere a treimii nu poate să o depindă de om sau să o oblige cineva să apară sau să fie sau să nu fie, ci însuși este lege divină în care Dumnezeu poate să-l schimbe pe om și să-l facă mădular sfânt. Psaltirea. Toți sunteți Dumnezei și fie ai celui prea înalt, dar după har, nu după ființă, după faptele bune. Și în altă parte, tot în psaltire, că a pus cineva odată întrebarea, zice, Dumnezeu între Dumnezei, stând pe Dumnezei, va judeca. Și a întrebat și, dar ce părinte, sunt mai mulți Dumnezei? Nu. Dumnezeu între Dumnezei, stând, sunt sfinții și pe Dumnezei va judeca, va judeca pe drepți. Dar nu-i va judeca, ci n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc, ci le va făgădui viața veșnică. Mai departe, mi-ai dat și i-am păzit și n-au perit niciunul dintre ei, spune Iisus Hristos Tatăl, fără decât numai Fiul pierzării să se împlinească Scriptura. Cineva a spus odată că Dumnezeu a fost nedrept că l-a pierdut pe Iuda. Nu l-a pierdut. I-a dat șansa de pocăință. Când a spus Iuda, eu sunt cel ce am să te vând, Mântuitorul i-a spus, tu zici asta. Când apostolii au întrebat, cine e cel ce te va vinde, cel ce bagă mâna cu mine în blid, Iuda pusese mâna în blid. Când a ajuns la templu și a aruncat arginții, da, vă ia somnul, e adevărat. Deci când a ajuns și a aruncat arginții în templu, a și spus, am vândut sânge nevinovat. Deci iată prima formă de pocăință trupească. Dar n-a avut fondul și puterea sufletească să-și mărturisească păcatul și în fața lui Dumnezeu. Când întâlnim lucrul ăsta? Când creștinii vin la spovedanie, își ascund păcatele, spun câteva, sau le spun numai ca să scape de ele și apoi să întorc cu bună știință la păcat. Deci ai venit, te-ai spovedit, ți-ai lăsat acolo și mânia, și iuțimea, și desfrâul, și blăcomia, și iubirea de argint, și toate celelalte, și când vii săptămâna viitoare sau în postul următor, foarte candid și glumind, părinte, să știi, dar primul lucru care îl spune, ce părinte, am un păcat mare, să știi că n-am făcut canonul, la ce ai mai venit? Ce mai cauți în biserică? Crezi că biserica se zidește pe mădulare moarte? Crezi că roadele, când se curăță via primăvara, cum spune Mântuitorul, că mlădița crește din butuc, dacă ea nu rodește, să lasă, nu, să taie și să aruncă în foc. La fel și spovedania fără fapte, spovedania fără lucrarea penitenței, adică fără lucrarea acelui canon dat de duhovnic, nu are nicio valoare, este un simplu act în care prinzi un hoț că ți-a spart casa și îi spui, mă, uite, îți dau drumul, ai să mai furi? Nu mai furi. Și tu te întorci în cuiușa și el îți intră pe geam.
La fel se întâmplă și cu viața omului. Deci îl scoți pe dracu pe gură și îl bagi din nou prin fapte în tine. Este același lucru. De aceea fiul pierzării nu s-a mântuit, pentru că el n-a imitat pocăința lui Petru. Ce a făcut Petru? A plâns și s-a căit cu amar. Noi nu putem plânge că avem mai mult timp cu serviciul și cu televizorul și cu alte griji lumești. Dar nu ni se cere să plângem, ni se cere să ne recunoaștem păcatele și să fim sinceri, pentru că mulți abuzează de taina spovedaniei și mai și mint în iad amint grosolan de tot. Adică ce se întâmplă? Să nu-și scadă în ochii duhovnicului valoarea lor. Zice, bă, ce-o zice duhovnicul dacă îi mai spune eu și păcatul cu tare? Nu-l mai spune, tace și-l ține el așa ca șobolan. Ei, lucrul ăsta este inadecvat și neplăcut lui Dumnezeu. Duhovnicul te va vedea cu aceeași ochi și dacă bei din nou, și dacă fumezi din nou, și dacă ai să curvești din nou, pentru că știe că ești om și poți cădea. Dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, adevărata pocăință constă în faptul când omul își plânge pe deplin păcatul și chiar dacă a căzut și l-a repetat, cu aceeași intensitate să se scoale și din nou el să se roage. Deci, atât de ce spune că fiul pierzării s-a pierdut să se împlinească Scriptura. Scriptura trebuia să se împlinească că cineva îl va vinde. Dar n-a spus Scriptura că Iuda nu trebuie să fie mântuit. Doamne ferește! Iar acum, spune Mântuitorul Iisus Hristos, vin la tine și acestea le grăiesc în lume, ca să fie pe deplin bucuria mea în ei. De ce ne vorbea în lume? Când cei doi îngeri care stăteau de-a dreapta și de-a stânga Fiului lui Dumnezeu, când pe nor se ridica în slavă și se înălța, au început să vorbească, este semn că arătarea de îngeri nu-i dată oricui. Arătarea de îngeri nu-i dată oricui. Și ca să vă lămuriți de acest lucru, vă aduc câteva argumente concrete. Deci la nașterea Mântuitorului a venit îngerul și s-a arătat Fecioarei Maria. De ce nu l-au văzut și ceilalți din templu când a intrat și s-a arătat? L-a văzut Zaharia. Venea îngerul și o hrănea pe Maica Domnului, zice, cu ceva dintr-un potir și mană dumnezească. Nu vedea nimeni, zice, decât cei aleși ai templului. Mergea Balam vrăjitorul ca să blasteme pe Israel. Și Măgărița s-a oprit în cale și n-a mai vrut să meargă. În fața ei stătea îngerul. Și-o bătea, și-o bătea, și-o bătea și ea s-a pus jos și nici de cum n-a vrut să meargă. Și atunci s-a enervat îngerul și a spus, omule, nu omorâ. Ea era curată. Și a spus să nu blastăm pe Israel, să-l binecuvintez. Și în clipa aceea vrăjitorul nu s-a învrednicit de vedere de înger pentru fapta lui, ci ca să vadă că dobitoacele împlinesc porunca ziditorului. Și a binecuvântat pe Iacov. Sceptru va răsări din Iuda și stea din Iacov în loc să-l blastăme să piară atunci când erau luptele în Sinai, cu popoarele păgâne, fiindcă el s-a suit pe un munte mai înalt. Merge mai departe. Arhanghelul Gavril stă acolo cu Zaharia când cădește la zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Toți au întârziat și se mirau de ce nu mai ies arhiereul și se gândeau ce-o fi, zice, trebuie să fie o minune. Oare nu s-o fi uitat careva după el, dar nu l-a, zice, l-a văzut vorbind singur. Și când a ieșit, a rămas mut, nici n-a putut să vorbească de vedere îngerească. Și multe alte temeiuri din Sfânta Scriptură, unde magii văd steaua, când ajung la Ierusalim, steaua se ascunde. După aceea, păstorii văd vederi de îngeri și glasuri de cântări îngerești la nașterea pruncului. Nu oricând, ci cui se descoperă. Deci iată, această vedere de îngeri a apostolilor arată că Dumnezeu i-a desăvârșit când? Nu i-a desăvârșit total doar prin pogorirea Duhului Sfânt, ci atunci i-a umplut de înțelepciune. Că așa spune într-o cântare de la Antifoane, prin Sfântul Duh se înnoiește toată, viază toată făptura și prin curăție se înalță. Și iarăși prin Sfântul Duh se înnoiesc izvoarele a darului care le adapă toată făptura, deci, spre rodire de viață. Deci iată, întâi le spune, luați Duh Sfânt doar verbal, se umplă de putere și ați văzut imediat după înviere că propovăduiau de seminar, mirau toți, ați văzut Evanghelia micii învieri, dar nu numai atât, ci în momentul când ei fricoși și temători fugeau, de data asta se adună și propovăduiesc fără niciun fel de frică, dar în același timp, în momentul când se înalță la cer, îi binecuvintează. Și cum îi binecuvintează? Deocamdată le trimite Duhul Sfânt Harii.
A știut că ei nu vor înțelege lucrul ăsta. Dar apostolii au simțit lucrarea Duhului Sfânt în altă măsură. Pe măsura bucuriei. Și s-au umplut de bucurie și s-au întors cu bucurie în Ierusalim, unde așteptau să vină Mângâietorul. Deci bucuria o aveau deja de plină. Deci iată roada Duhului Sfânt. Pacea, bucuria, dragostea în Duhul Sfânt și toate celelalte roade ale virtuții acestea a Duhului Sfânt în dragoste. În aceeași clipă, deci când i-a binecuvântat, le-a și spus. Zice, precum mă vedeți, iată, altă vedere. Deci mai era poate mulțime acolo, noi nu știm exact. Dar precum mă vedeți, urcându-mă la cer, și nu spune el, ci îngerii vorbesc, de data aceasta Dumnezeu și-a terminat misiunea de cuvânt, ci era în slava Tatălui, dar de acum urma să se preaslăvească și să-L proslăvească, îngerii spun, bărbați galileeni, nu vă mirați. Iată, identitate dată de îngeri. Știau îngerii că aia e Galileea. Că altădată nu știau. Altădată când au venit la Mamre, a spus, zice, nu ne duci pe noi până în Sodoma și Gomora? Oare nu știau îngerii Dumnezeu fața pământului sau nu știa Dumnezeu ce-a plăsmuit cu mâna? Și în clipa aceea Avram i-a condus până în Sodoma și Gomora. De ce? Întuneric era în acel ținut și lumina nu se amestecă cu întunericul. Dar călăuza oarbă, adică Avram, mergea cel cu lumină pământească prin faptele lui înaintea lor, iar ei înaintau prin întunericul păcatului până în Sodoma și Gomora. Deci până în inima omului păcătos cuprinsă de patim. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde. Și iată, deci trecem în partea a doua, vin îngerii și spun, așa se va și coborâ pe norii cerului. Deci el va mai trebui să vină pe norii cerului. Și în clipa aceea i-a binecuvântat și s-a înălțat la cer. Dar i-a binecuvântat și le-a și dat Duhul Sfânt. N-au avut certitudine apostolii sau știau ei exact că îl vor fi având. Și s-a temut de aceeași întâmplare, Dumnezeu nu s-a temut, că nu se teme. Este un sens al lucrului. S-a temut de același lucru, ca nu cumva ăștia să se împrăște iară și să nu creadă că Duhul Sfânt este cu ei și să se vadă singur. Și atunci, la cinzecime, cu vuiet mare, l-a trimis în chip de limb ca de foc. Și a stat deasupra fiecăruia, de încât s-a umplut de Duhul Sfânt și de acolo a început propovăduirea în toată lumea, cum spune cântarea cântărilor, coborât ai caii tăi la mare și au tulburat ape multe, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la margele lumii cuvintele lor, și celor ce binevestesc Dumnezeu le-a dat cuvânt cu putere multă, cum se spune și în Evanghelia de la liturghie, lucru foarte însemnat, când spune acolo, binecuvintează Părinte pe binevestitorul apostolului și evanghelistului cu tare, și spune Dumnezeu pentru rugăciune întru tot lăudatului cu tare, cu tare, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu a Domnului Iisus Hristos. Și spune mai departe în Cabasila, în tâlcuirea dumnezeieștii liturghii, că în clipa când se citește Evanghelia, ochii noștri sunt închiși la cele pământești, n-avem vederea duhovnicească, îngerii preiau fiecare cuvânt din glasul preotului sau al diaconului, când este cu ajutor, și le duc la cer sub formă de flăcări de foc și le pun la picioarele Sfintei Treimi pentru ce? Ca la judecată păcatele împotriva Duhului Sfânt, adică cele de hulă, cine a schimbat Evanghelia, cine a schimbat o iotă sau o cirtă din lege să fie vrednic de hienă. Deci iată martorii lui Dumnezeu pentru această încredințare că Evanghelia este fântâna adevărului sau unicul adevăr de dreptate, cuvântul lăsat de Dumnezeu între oameni sau sabia Duhului. Și mergem mai departe, iarăși la un pasaj scurt și terminăm. Și spune așa, arătat-o am numele tău oamenilor pe care mi l-ai dat mie din lume și ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Deci iată ce ni se cere. Numai așa putem fi al lui Dumnezeu dacă îi păzim cuvântul. Și cum trebuie să-l păzim? Spune Mântuitorul, din porunci mă veți cunoaște. Și iarăși mă întorc și iarăși vă spun aceleași forme elementare pe care le-am repetat de zeci și de mii de ori. Să avem grijă cum ne îmbrăcăm în biserică. Pentru că biserica nu are treabă cu modă. Afară fă ce vrei și fă cum vrei. Nu ți-are nimeni grijă. Dacă te temi de Dumnezeu, ești cuvincios și afară. Dacă te temi mai puțin de Dumnezeu, ești măcar în biserică. Dacă ești credincios, știi să te rogi. Dacă ești credincios, știi să te spovedești. Dacă ești credincios, știi că trebuie să te împărtășești.
Dacă ești credincios, știi că se postește miercurea și vinerea. Dacă ești credincios, știi că se face o catismă două la psaltire seara sau dimineața. Dacă ești credincios, știi că nimic nu poți fără paraclisul Maicii Domnului. Dacă ești credincios, știi că nimic nu merge fără aghiazmă și anaforă, care sunt contrachip pentru cei care nu sunt vrednici de împărtășanie, ca în cursul săptămânii să aibă harul lui Dumnezeu în casa lor. Dacă ești credincios, știi că n-are voie să-ți lipsească din casă candela sau icoana. Dacă ești credincios, știi că lângă televizorul color, recamierul de nuc și furniri și fel de fel de bibelouri și fel de fel de grozăvenii cumpărate în casă, trebuie să existe psaltirea și ceaslovul. Dacă vrei să fii credincios lângă televizor, trebuie să mai fie și ovețile sfinților, ca atunci când televizorul îți dă viețile lumii, tu să deschizi viețile sfinților și să faci comparații. Aceștia sunt al lui Dumnezeu sau sunt fiii oamenilor? Și când îi vezi că sunt fiii oamenilor, tu treci pe partea cealaltă. Hai să mă mai rog un pic. Dacă vezi că casa ta e plină de binecuvântare și toate îți merg bine, nu pui capul pe ureche și te culci și zici, las, când mi-a mai merge rău, gata cu biserica. Ci întâi vii la biserică că-L iubești pe Dumnezeu, apoi vii că ești fiul legitim prin Sfânta Împărtășanie și prin botez și prin celelalte taine, apoi vii la El fiindcă-L iubești și nu poți fără El. Pentru că așa spune într-o parul mucenicilor, pe tine, mirele meu, te iubesc și prin tine, chinuindu-te, mă chinuiesc și mă îngrop cu botezul tău ca să-și înviez întru tine. Așa spune. Vedeți la troparul mucenicilor. Sau cum spune acolo, mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cu luna nestricăciunii au luat. Ca având tăria ta pe muncitorii a surpat, adică pe cei răi care vor să rupă sufletul de Dumnezeu. Ei, care crede că biserica are doar rolul administrativ de a coordona masele, greșește. Biserica și are rolul spiritual de a sacramenta sufletul fiecărui om, indiferent de starea lui, bogat sau sărac, deștept sau cult sau mai puțin pregătit, sau cu potență mai mare sau mai mică. Dumnezeu este una pentru toți. Și v-am spus, orice om împărtășit curat și spovedit curat, și chiar citeam zilele trecute ceva despre taina pocăinței, și am rămas mirat pentru lucrul respectiv, că spunea așa, zice, cel ce cu adevărat și-a spovedit păcatele integral și cel ce cu adevărat nu s-a mai întors la ele, este ca și cel nou botezat. Taina pocăinței se pune în egală măsură cu botezul și omul se curăță definitiv și spune că aceasta nu prin preot se dă, ci prin Duhul Sfânt, ca să rămână mărturie că a fost mângâietorul, ajutătorul, sfințitorul tuturor celor păcătoși. Pentru că altfel n-ar mai fi în rai oameni, n-ar mai fi în cer îngeri. Duhul Sfânt le cârmuiește și le rânduiește din pronia lui Dumnezeu. Deci iată ce se întâmplă, să nu ne luăm în derâdere niște lucruri mărunte, foarte, foarte sumare. Deci din 24 de ore, una, dacă le dai lui Dumnezeu, ai împlinit cel mai frumos lucru. 8 să dormi, 8 să muncești, 8 să-ți faci mendrele, cum se spune la țară, să-ți faci lux, să-ți faci modă, să-ți faci casă, să-ți faci masă, dar din alea 8, una o rupi, lași numai 7 și aia o dai lui Dumnezeu. Și atunci va fi suficient. Cine gândește altfel, nu ia lui Dumnezeu. Cine gândește altfel, și mi-a spus cineva o vorbă frumoasă, și asta vreau să vă comunic ca să o știți și pe asta, fiți cu luarea minte, într-adevăr, mare este lucrarea să te poți ține de biserică. Foarte mulți văd lucrul ăsta, dracul dinăuntru omului nu suportă lucrarea cea bună. Și spune mereu, permanent spun creștinii la spovedanie, părinte, zice, mă mai ia în râs, prieten, rudă, cunoscut, te-ai stricat, dragă. Dragă, ți-a ieșit din fire, dragă, revine-ți în matcă, dragă, fii cum ai fost, dragă, fii ce ai fost. Nu se poate, frate. Cel ce iubește pe Dumnezeu, și îi discutam cuiva și îi spuneam, când ești bolnav în spital și te rogi la Dumnezeu să te facă sănătos și pui banul în buzunarul doctorului, te rogi la Dumnezeu sau te rogi la acuarelele cu care te murdărești pe față să-ți pară ție că ești mai deșteaptă ca Maica Domnului sau ca Hristos care te-a creat? Dacă ești la un necaz și la un suspin și citești paraclisul, te rogi să-ți fie șlițul mai lung la fustă sau tocul mai înalt la pantof, sau te rogi Dumnezeu să te scoată din necazul respectiv? Sau pe cei prea deșucheați îi ascultă și pe cei proști cu batic în cap nu îi bagă în seamă? Nu e adevărat. Ascultă și pe unul și pe altul. Dar îl ascultă pe cei, auzi ce spune,
îi ascultă pe cei cu inima curată. Pe cei cu inima curată. Dacă în vămile văzduhului, acea carte pe care a scris-o Nicodim Mândiță, arată clar că vama luxului, exagerat vreau să spun, fiindcă Dumnezeu nu-i împotriva frumosului, vor sta în iad, să știi că cu precădere vor sta în iad. Și vor sta bietele cu coane și cu kilogramele de cercei lângă ele, și cu brațurile de brățări, și cu brațurile de medalioane, și cu plasele, cred că vor fi plase speciale, pline, cu toate acorelele pe care le-au cumpărat și s-au voit, și o să întrebe Dumnezeu, proastă, dar dacă te-am lăsat să te folosești de ele, n-ai știut că un ban din ăștia trebuia și pâinea unui sărac să fie? Ți-ai folosit luxul nebun în a-ți exagera patima iubirii de sine? Ți-am lungit eu viața că te-ai uns cu ele? Ți-am dat sănătate în plus că ai îmblat așa sau așa? Nu! Pe Dumnezeu nu-L supără lucrul ăsta și ca drept dovadă că nu-L supără, citiți Vechiul Testament și o să vedeți. Ce a spus Moise poporului? Femeile să-și dea juvaierurile ca să se facă cele vechi, să se facă cortul mărturiei, heruvimii astea, să se facă sicriul legii. De unde a adunat-o doarele? De la femei. Deci să vede că și în vremea aceea femeia se împodobea. Alt lucru, apostolul Pavel, destul de frumos arată. Zice, femeia trebuie să se pregătească să placă bărbatului său. Fecioara trebuie să se pregătească să placă mai mult lui Dumnezeu. Deci ceea ce n-a ales căsătoria, sigur nu va îmbla machiată, rujată sau vopsită sau înzorzonată. Dar nu are treabă Dumnezeu nici cu ceea ce face lucrul ăsta. Că știe că ea trebuie să se gătească să placă bărbatului său. Dacă bărbatul ar fi credincios, nu i-ar necesita lucrurile astea. Ci ar lua un râs, dar ce te-ai măscărat așa? Și ea nu s-ar mai face. Dacă bărbatul intră o minte cu ea, ei continuă în felul acesta. Întorcându-ne la Dumnezeu de unde am rămas. Și Dumnezeu nu îl deranjează pe tine că îți pui tu inel sau cercel sau lănțișor sau brățară sau îți faci părul permanent. Că nu asta treaba are Dumnezeu în cer. Are la alte griji mai mari pentru noi. Să avem mâncare, să avem apă, să avem sănătate, să avem zile, cum ne mântuim, cum ne bagă în rai, ce ispită să ne mai trimată, să ne trezim. Are el cu totul altceva în pronia lui. Dar printre toate îl irită acest mod al nostru de exagerare în prostii. Adică, când vede că omul și-a ieșit din firea lui normală, ce spune? Bagă cancer acolo. Și în clipa aia, vezi pe madame care avea pe ea 70.000 de milioane valoare materială, că intră la morgă într-un cerșaf alt. Leucemie, cancer, tumoare, atac de cord, infarct. Și ce face Dumnezeu? Râde. Asta ți-ai pregătit? Acolo ai să te duci. Deci asta îl deranjează pe Dumnezeu. Dar când vede că ai frecventat biserica, când vede că ți-ai educat copilul frumos, când vede că ți-ai păstrat patul curat și nu te-ai întinat cu alt bărbat după cununie, când vede că îți respecti părinții, când vede că îți faci datoria în societate, când vede că știi să te rogi, când vede că știi să respecti o candelă, o icoană, o biserică, când vede că știi să dai un dar săracului și flămându-mi mâncă de la ușa ta, ce zice? Lasă-i măi, sunt oameni, lasă să se veselească în legea lor acolo. Bine că păzesc poruncile mele, că apostolul Pavel așa a spus, toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt posibile, dar nu toate ne sunt îngăduite. Deci unde se exagerează, nici lui Dumnezeu nu-i place. Dacă mâi cu viteză, te trezești în pom. Dacă mănânci mult, devii obet și mori. Dacă postești mult, te usuci și mori, și înseamnă sinucidere. Dacă te îmbraci prea gol, ți-i fric și te îmbolnăvești. Dacă te îmbraci prea gros, te năduși. Deci, iată, nimic din ce este exagerat cu Dumnezeu nu-i place. De aceea trebuie toată viața noastră să o luăm nu ca o exagerare, ci ca o linie de mijloc. Începând de la cultura rațională și socială și intelectuală a vieții omului, de la comportamentul lui moral de fiecare zi, de la viața lui morală de fiecare zi și până la viața spirituală, când conștiința ta bate liniștită în cap și spune, dormi, fiul meu, dormi că nu am pentru ce să-ți ciocănesc în minte. Dacă noi facem tot de andoasele, atunci ce să mai facă Iisus Hristos? Vine să răstihnește, da, vă ia somn, o vestit. Vine să răstihnește, suferă, îi curge sângele pe cruce, luptă cu satana, luptă cu arhiereii legii vechi care nu vreau să înțeleagă că cel ce a greșit trebuie iertat și nu omorât. Pentru că de asta a venit Hristos, să distrugă moartea. Vine să ne demonstreze cât e de blând, de bun, de milostiv, de drept.
Ați văzut, poate să greșești o viață întreagă. Dacă te-ai pocăit la sfârșitul vieții, El vrea să te ierte și atunci. Dar nu că stai tu liniștit, că nu știi dacă prin sfârșitul, de aia spune privegheați și vă rugați, că nu știți vremea în care vine Fiul omului. Deci nu stau în nădejdea că am să mă rog eu la 60 de ani, că nu știu dacă prin 50. Ați văzut că mor și tineri și copii și bătrâni, dar dacă viața e frumoasă și normală, cum spunea odată un filozof din ăsta materialist, zice, dacă m-a impresionat ceva în istoria originea religiei, se chema cartea, și spunea un filozof, zice, dacă aș admite o chestiune, zice, în legătură cu Dumnezeu, ar fi asta. Dar dacă a fost și n-am crezut, ce s-a întâmplat? Ce se va întâmpla? Dar dacă totuși n-a fost și am crezut, ce voi pierde? Asta a fost singura lui opțiune de motiv creștin cu care el s-a arma în felul lui totuși în ideea că știa că Dumnezeu există, dar nu îndrăznea să-și nege cartea pe care o scria. E așa și noi. Dacă nu ne temem că nu-L vedem, măcar să ne temem că o să ne întâlnim cu El. Și când ne întâlnim, știți cum este, ca și un părinte plecat undeva la lucru și când vine acasă să uite ce au făcut copiii. Păi ce umbla la buton la televizor? De ce te-ai jucat la aragaz? De ce ai străbulit pe jos covoarele? De ce ai fărmat sticla la vitrină? De ce ai rupt cartea cu tare? Dar de ce ai răsturnat oala cu tare? Dar de ce ai vărsat cu tare? Așa va face și Dumnezeu. Și atunci mă întreb ce o să-i răspundem. Pentru că noi mai avem timp aici să reparăm ce stricăm. Dar dincolo nu va mai fi pocăință. De aceea Evanghelia de astăzi ne îndeamnă la trei mesaje. 1. Scurt, legătura simplă, frumoasă și curată cu biserica. Prin ce? Spovedanie, rugăciune, împărtășanie și viață morală în societate. Păstrarea adevărului de credință și nu alergarea după alte învățături oarbe. Pentru că, să știți, la ora actuală sunt secte de trebuie să stai 3 luni să le înveți numai numărul și numele lor și apoi numai să mai știi ce e ele. Și Dumnezeu nu s-a divizat. Cred într-unul Dumnezeu, așa spune simbolul apostolic. Și dacă spune și Scriptura că unul este Dumnezeu, pe unul este, nu s-o sută. Mergem mai departe. Și cea din urmă învățătură este aceasta. Legătura cu Iisus Hristos prin porunci și fapte morale, pentru că poruncile sunt latura spirituală a faptei prin care omul se poate uni. Și aici închei dându-vă versetul care nu vă mint când vi-l spun. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa ce duce la Tatăl. Și cui vrea Fiul, Tatăl să descopere. Și cui vrea Tatăl, Fiul să descopere. Deci vezi că sunt una. Deci să fim culoarea minte. Vrem să ne întâlnim cu Tatăl după moarte, deci cu Dumnezeu Sabaot, să respectăm porunca Fiului sau a cuvântului Lui întrupat. Și în felul ăsta vom moșteni viața cea veșnică. Amin.